Bună dimineața, bun găsit, dragi prieteni! Suntem în direct pe Prima TV Slatina, la prima de dimineață, așa cum v-am obișnuit de ceva timp încoace. Și vă mulțumesc că și ieri ne-ați urmărit și ați stat în fața micilor ecrane până la 9:30 de minute, că ați urmărit și celelalte emisiuni realizate de către colegii mei și, bineînțeles, știrile Focus Latina. Pe toate le găsiți pe site-ul televiziunii noastre în format înregistrat. Iar dacă aveți câteva sugestii pentru noi, cred că știți deja, dar, deși tind să mă repet, vă mai spun încă o dată faptul că puteți să intrați pe site-ul, pe pagina de Facebook și să ne scrieți în mesaj privat toate sugestiile pe care le aveți referitoare la emisiunea de dimineață sau poate aveți un subiect pe care doriți să îl dezbatem în cadrul emisiunii matinale. Astăzi vorbim despre performanțe, dar asta în partea a doua a emisiunii. Bună dimineața, îi spun și colegului meu din emisie. Bună dimineața celor care ne urmăriți la această oră, care ați deschis televizoarele din Slatina sau din alte localități ale județului, pentru că tind eu să cred că știți deja că ne puteți urmări și prin intermediul rețelei ACTA. Și de oriunde, din orice colț al lumii, de pe site-ul televiziunii noastre, cum spuneam ceva mai devreme. Acum aș vrea să vedem împreună ce ne-au rezervat astrele pentru ziua de astăzi, cum începem ziua, că se spune că ziua bună se cunoaște încă de dimineață, eu aș spune că ziua bună se cunoaște dacă urmăriți prima de dimineață și informațiile astrale imediat. Și să începem cu nativii zodiei Scorpion. Vouă, scorpionilor, vă reușesc demersurile care țin de serviciu, de școală și, în general, de semnarea actelor. Lucrurile se vor urgenta. Vă pregătiți de o relansare, aveți un proiect incitant și o să puneți mult suflet să faceți lucrurile ca la carte, că aveți câte ceva de dovedit unora care vă tot contestă. Săgetător. Cineva pe care nu l-ați mai văzut de mult vă dă un semn de viață și tatonează terenul care vrea să se întoarcă. Niște oameni vor să vă coopteze într-o activitate paralelă cu serviciul și o să vă dați interesul să vă sincronizați cu acești coechipieri, să impresionați anturajul. Dragi capricornii, poate să ivește ocazia să vă luptați pentru un post de conducere, pentru un salariu mai bun, poate o fi o primă, o serie de avantaje și se anunță succes. O persoană influentă se oferă să vă ajute și o să vă fie mai ușor la treabă, cu puțin sprijin, o să aveți timp și de altceva și în primul rând de voi. Vărsător. Cineva tânăr vrea să vă asociați ca să câștigați niște bani în plus și bine ar fi să fie și cu prestigiu. Este posibil să dați un test ca să fiți acceptați la niște cursuri de specializare sau ca să primiți o confirmare în postura de șef la o scară de oricât de mică, de șef de tură, de departament, eu mai știu ce. Pești. Este posibil să luați niște bani și să vă bucurați că în sfârșit vă puteți permite niște mărunțișuri care să vă mai destindă. Poate o să aveți prilejul să ajungeți în alt oraș să rezolvați probleme de serviciu sau poate aveți de dat examene, că sunteți înscriși pe acolo la vreo facultate, un master ceva. Berbec. Poate vă face o surpriză partenerul de cuplu și o să vă ducă în weekend la plimbare prin țară sau și mai frumos în străinătate pentru 2-3 zile. O să aveți mai mult curaj să atacați un subiect delicat, salariul, cu șefii și totuși să găsiți înțelegere la ei. Să vă spună măcar când o să vi-l mărească, dacă nu se poate chiar pe loc. Taur. La voi, taurii, o să vină niște bani care să umple un gol, pentru că altfel ar fi trebuit să vă împrumutați și chiar nu vă doreați. Se poate să negociați un contract și poate vă consultați cu un avocat ca să nu vă treziți cu vreun segment descoperit, că o să fie o sursă de nemulțumire după aceea. Gemeni, cineva de la care nu vă puteți lua gândul se prezintă în carne și oase și poate stabili și o conexiune, vă armonizați cumva. Vi se propune o nouă afacere și dacă sunteți într-o pauză de lucru, poate acceptați ca să vă alegeți cu niște bani pe care să-i puneți deoparte, să aveți de rezervă. Rac.
Ați putea câștiga niște bani care să vă ajungă de buzunar, după care o să aterizeze și o sumă mai mare zilele astea. Vă puteți descoperi sau resuscita un hobby care să vă mai scoată din starea de amorțeală și să vă trezească inspirația, creativitatea, să fiți în formă. Leu. Se pune problema să vă mutați și va fi un efort financiar să reamenajați interiorul, mai faceți niște modificări pe aici, pe acolo. O să vă faceți timp să faceți mișcare, o să-i luați și pe copii, nepoșii, să vă duceți în parc, asta dacă permite timpul, la o sală de sport și o să vă recăpătați cu toții prospețimea, cheful de viață. E, fecioarele, din banii strânși o să luați niște lucruri pentru case, aparatură, decorațiuni interioare și o să fie pe placul alor voștri. Sunteți preocupați de studii, poate îndrumați și pe cei mici spre o serie de cursuri care să le dezvolte niște calități și o să fiți încântați de rezultate. Balanță. Sunteți pe picior de plecare și o să aveți de lăsat niște lucruri în ordine pe acasă. Poate că vreți să vă priască șederea la munte. Provocări la tot pasul sunt lucruri pe care le-ați dorit, cum ar fi să vă angajați altundeva și apar și neprevăzute, care să sperăm că n-o să vă prindă pe picior greșit. Dragii mei, toate bune pentru astăzi și la mulți ani celor care sărbătoresc ziua de naștere! Iată, acestea au fost previziunile zilei de astăzi. Mergem mai departe. Repede, repejor, vă spun și informațiile acestei zile, foarte pe scurt, din ziarele locale, naționale și cele mondene din această dimineață. Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar și a celor abandonate în parcări, regulament lansat în dezbatere publică de primăria Slatina. Fosta clădire de ateliere a colegiului Petre S. Aurelian Slatina transformată în sală de festivități, aproape o tonă de carne confiscată de polițiști la Corbu. Sunt informațiile din Gazeta Nouă. De la secțiunea Comunitate, sute de unități alimentare din județ controlate de DSVSA Olt au fost aplicate amenzi de 25.000 de lei, iar 68 de kilograme de carne au fost reținute de la comercializare. Locuri de muncă în străinătate, ca îngrijitor curățenie la secțiunea social și la eveniment, dosar penal pentru articole vestimentare comercializate ilegal în Balș. Slatina se pregătește pentru sărbătorile de iarnă, scriu ziariștii de la eveniment de Olt. Este primul subiect în... la secțiunea Actualitate. Falsă jurnalistă condamnată la închisoare cu suspendare pentru șantaj. Și produsele gătite de liceenii bucătari de la Colegiul Economic Slatina într-o nouă expoziție culinară. Gospodărie distrusă de flăcări din cauza unui aragaz lăsat nesupravegheat și vindea haine contrafăcute pe raza orașului Balș. Să vedem și informațiile de ultimă oră din Gazeta de Sud. Informații pe care vi le spun imediat. Ce se și încarcă pagina ziarului Gazeta de Sud din această dimineață. Ia să vedem despre ce este vorba, nu s-a încărcat, dar vă spun informațiile mondene. Maria Constantin, vizitată la ceas de seară de impresarul însurat, bărbatul s-a ferit să nu fie văzut de nimeni, dar paparazzi click l-au surprins în fapt. Scandal cu poliția la căpătâiul regelui Mihai. Fericirea face rău la silueta, Andreea Marin dată de gol de salopeta prea strâmtă. Dani Oțil, recunoscător Mihaelei pentru viața sexuală pe care o are. Și cum a ales Simona Halep destinația de vacanță, Portofino, cuibușorul de nebunii al tenismenilor. Esca și Berecleanu au îngropat securea războiului, unde au plecat împreună. Andreea Bănică și soțul surprinși în fapt.
Și din ziarul Libertate avem câteva informații de ultimă oră, să zic așa. Fostul principe Nicolae a încercat să intre la regele Mihai, a forțat intrarea în reședință și a agresat infirmierele. Iată ce se întâmplă și la case mai mari. Alte informații, Britney Spears a vândut primul ei tablou pentru suma de $10.000. Banii vor fi donați victimelor atacului din Las Vegas. Shakira a transferat 30 de milioane de lire sterline într-un offshore. Și ne întoarcem la Gazeta de Sud. Vă spuneam că o să facem așa, o să trecem în revistă informațiile de ultimă oră. Avem restricții de circulație pe mai multe drumuri din Oltenia și din țară, percheziții în Dol și Gorj într-un dosar de trafic de persoane, captură record de cocaină în Columbia, în Gorj strat de zăpadă de 10 cm la Rânca. În Thailanda s-a născut o broască țestoasă mutant și va executa mai mult de 2 ani de închisoare după ce a omorât o familie pe trecerea de pietoni. Sunt informațiile din Gazeta de Sud, vă reamintesc, și ne oprim aici cu prima parte a matinalului, prima de dimineață. Revenim după un scurt moment de publicitate, așa că rămâneți alături de noi. Am revenit, dragii mei, suntem din nou în direct, în partea a doua a emisiunii matinale, prima de dimineață, și spuneam ceva mai devreme că vorbim astăzi despre performanțe. Despre performanțele obținute de karateca de la Budo Karate Slatina. Alături de mine în această dimineață se află antrenorul Romeo Costică. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și mulțumim pentru invitație! Și, bineînțeles, o parte dintre performerii orașului nostru. Am să-i rog să se prezinte și pentru că microfonul este la tine, am să te rog să ne spui tu. Mă numesc Voicu Victor și fac de 12 ani karate. Mă numesc Sara Lungă Lucian și fac de la 7 ani karate. Mă numesc Belgu Dariu și fac de 2 ani aproape karate. Mă numesc Bojin Daria și fac de 2 ani karate. Mă numesc Șerban Anastasia și fac de 1 an și jumătate karate. Mă numesc Maxim Sorin și fac de 3 ani și jumătate karate. Mă numesc Hilie Denisa și fac de 12 ani karate. Felicitări pentru performanțele pe care le-ați obținut și am să încep cu dumneavoastră, domnule antrenor, să ne spuneți despre rezultatele obținute la campionatul mondial de karate tradițional care s-a ținut în România. Da, într-adevăr, pentru prima oară țara noastră a fost organizatoarea unui campionat mondial de karate tradițional, respectiv Fudokan, unde au participat un număr de peste 2000 de sportivi și peste 45 de țări din toată lumea. Pentru mine a fost un campionat extrem de dificil, datorită faptului că competitorii au fost foarte bine pregătiți, mai ales la categoriile superioare, cadeți, juniori, tineri, seniori, a fost o competiție acerbă. Și începând cu grupa celor mici, am debutat la deschiderea acestui campionat mondial cu niște rezultate deosebite. Bojin Daria și Belgu Dariu s-au devenit campion mondial la promba de embu mixt. Tot Darius împreună cu Țară Lungă Lucian au obținut un loc cu 4, au fost foarte aproape de podium la embu masculin. Argint a obținut Bojin Daria la kata, Șerban Anastasia la kumite, din cei mici, tot din grupa celor mici e vorba de Maxim Sorim, care este pentru prima oară medaliat la un campionat mondial și a luat o medalie de bronz. Putea și el să fie foarte ușor undeva în locul 1-2. Și mai e vorba de ceilalți trei copii care nu sunt aici, e vorba de Buzgurila Andrei și Goran Toni, care s-au casat pe un loc 5 la embu masculin. Tot la un loc 5 a ocupat Marcu Izabela cu Șerban Anastasia și Bojin Daria la kata echipe. Suntem clasați undeva între 6 și 8 ca poziții și la celelalte probe.
una peste alta, cam asta ar fi istoricul la ceea ce înseamnă acest campionat mondial vis-a-vis de grupele de copii de la 6 la 13 ani. Ia să vedem cine ne spune cum a fost la acest campionat mondial. Și pentru că tot ai tu microfonul, spune-ne tu, te rog. A fost o competiție destul de grea în condițiile în care au fost mondialele. Competitorii au fost destul de bine pregătiți. Ne-am pregătit destul de bine, ținând cont că am avut doar 2 săptămâni până la campionatul mondial. Și am reușit, din câte observat, să scoatem rezultate destul de bune. Nici noi nu ne așteptam, fiind campionat mondial și o competiție atât de grea, dar sunt copii buni și am reușit să scoatem rezultate. A fost un moment mai dificil în cadrul acestui campionat mondial? Este dificil pentru că sunt competitori din alte țări și nu știi cum concurează și cum sunt antrenați. Este destul de greu să te adaptezi cu modul lor de bătaie. De a lupta. De a lupta. Plus că ea a avut posibilitatea să iasă pe un loc cu doi, vicecampioană europeană la cate echipe împreună cu colegele de care au format această echipă la nivel național, dar într-un mic, să spunem, eșec datorită unei colege care nu a scos puncte pe meciul ei, au rămas pe locul 3. Ia să vedem cine ne mai vorbește. Sorin. A fost o competiție foarte grea, la care au fost 45 de țări. Așa cum a spus și Denisa, n-am știut cum sunt pregătiți, așa că a trebuit să luptăm și să încercăm să scoatem medalia. El a avut o grupă foarte grea, au fost 4 grupe, adică A, B, C și D. Din 4 grupe au rămas primii din grupele respective, el a fost campion la una din grupe și au intrat către finală, unde s-au stabilit locurile 1, 2 și 3. Așa că am reușit cu multă ambiție să obțin locul 3 la cumite. Adică medalie de bronz. Da. Ia să vedem mai departe câteva impresii despre campionatul mondial. Ea e cea mai mică componentă a lotului nostru. A fost greu, dar din muncă am reușit să obținem ceva și am scos medalia. Medalie de? Argint. La proba de cumite. Putea să iasă locul întâi, dar nu s-a mobilizat așa cum trebuie. Cred că a fost puțin frică de adversara pe care a avut-o în finală. Ai avut și ceva emoții pe suprafața de concurs? Foarte mare. Nu prea, dar... Da, ăsta a fost rezultatul. Da. Am înțeles. Ia să vedem o altă părere despre campionatul. La acest mondial. Campionat a fost foarte greu. Au fost mulți participanți, mulți sportivi, dar am putut să luăm medalii de aur și medalii de argint. Ai mai fost la campionatul mondial? Nu, până acum asta e prima participare. Dar a fost la campionatele europene de anul trecut, unde este medaliată și ea, și Anastasia, și Denisa. Și anul acesta la mondiale au reconfirmat valoarea. Plus că v-am zis, Anastasia e cea mai mică, Bojin, Daria și Marcu Izabel au format cata echipe unde, să spunem, cu puțină neșansă n-am urcat pe podium. Da, ia să vedem mai departe. A fost un campionat foarte greu, am concurat cu 75 de țări. 45, peste 45. De unde le-ai mai scos pe celelalte? Emoția. Hai, nicio problemă, spune mai departe, ce medalie ai luat? Am luat o medalie de loc 1 la Embo Mix cu colega mea, Daria. Adică aur. Da. Și campion mondial. Și am luat un loc 4 la Embo Masculin cu colegul meu, Luci. Am înțeles. Ia să vedem. A fost foarte greu la concurs și n-am crezut că o să iau și eu un loc vreodată. Și ce loc ai luat? Locul 4 cu colegul meu, Bergu Darius. Pot să vă spun că ei au fost la o sutime de medalia de bronz. Au fost o neșansă fantastică să nu urce pe podium. El este venit de la un alt club, s-a adaptat foarte bine, a reușit în acest interval foarte scurt să progreseze foarte mult și drept urmare să obțină locul 4 la un campionat mondial cu o participare foarte mare, foarte mare vis-a-vis de copii. A fost prima participare la campionatul mondial? Da, a fost prima. Da, ia să vedem. Voi cu Victor. Mai departe. Au spus că a fost un campionat mondial foarte greu.
Și pentru tine, care ai experiență, care ai ani de antrenament în spate, a fost la fel de greu? Da, normal că a fost, deoarece emoțiile, adversarii, și la mine a fost prima convocare pe care am primit-o la un campionat mondial și am reușit să obțin și prima medalie la acesta, bronz. Dar normal că a fost greu, niciodată nu este ușor, mai ales la un campionat de asemenea avengură, dar ne-am descurcat foarte bine. A fost un moment mai greu în cadrul acestui campionat? Pot să zic că n-a fost vreun moment ușor, nu că a fost vreun moment greu. Dar tensiunea a fost foarte mare pentru că ei au intrat undeva duminică, da. Joi, vineri, sâmbătă, să aștept să intri pe suprafață și să ajungi. La fel ca cei doi, o să fac o completare pentru că nu sunt de aici, e vorba de Păduroiu Mihai, care devine din nou campion mondial. Sunt convins că dacă ar fi avut și proba de embu masculin cu colegul care a rămas acasă, garantat am fi fost pe podium. Și colega lor, Filip Andreea, care în momentul de față este student, este în București, a plecat deja la facultate și a obținut o medalie de argint, este vicecampioană europeană mondială și un loc cu trei, nu? Cu tine, Denisa, și cu o colegă de la ea și au format cata echipe acolo unde Păduroiu Maria ar fi trebuit să facă parte din această echipă. Ea a rămas în Anglia, n-a venit la acest campionat mondial. Ești mulțumită de acest rezultat? Da, sunt mulțumit, deoarece, având în vedere că a fost prima participare la un campionat mondial, sunt mulțumit. Chiar dacă puteam să obțin o medalie mai sus, dar data viitoare mă voi mobiliza și voi scoate și o medalie maximum. Și mai. Da. Da, de ce nu ai fost convocat până acum? Că ai 12 ani, spuneai, de când faci acest sport. Da, păi... La campionatele europene am mai primit convocarea, dar n-am putut participa. Iar mondialele din Teștiu se țin din 2 în 2 ani. Iar ca să te califici trebuie să obții un loc 1 la naționale. Eu eram numai pe lângă, locul 2 sau 3. Și erai foarte aproape acolo. Da. No, ideea este că el este modelul sportivului care perseverează. A fost un copil care n-a scos rezultate în primele faze, dar de o tenacitate și o implicare foarte puternică, ușor, ușor a reușit și la categoriile superioare a început să confirme. Într-adevăr, foarte greu. Asta este prima participare, prima medalie, ceea ce este în urmă aparține trecutului. Prezentul și viitorul este important. Da, și la mai multe medalii. Sunt convins că vom reuși să confirmăm. Mulțumesc părinților care au fost alături de noi, mulțumesc primăriei Slatina pentru că și de această dată am plecat la acest campionat cu suportul lor. Sper ca și la anul să avem acest suport de care avem nevoie pentru că din punct de vedere financiar este foarte greu să pleci. Gândiți-vă că eu am plecat undeva de marți și m-am întors luni seara. Deci ca să stai o perioadă atât de mare ar fi fost pentru mine din punct de vedere financiar foarte, foarte mult. Așa că ceea ce am primit de la primărie plus completarea care am făcut-o, am reușit să stau pe această perioadă. Pentru că noi, antrenorii și arbitrii, cei care facem parte din lotul național al României de arbitraj, au trebuit să ajungem undeva de marți la acest campionat. S-au ținut niște cursuri de pregătire, s-au acordat niște atestate. O spun cu mândrie, fac parte din elita arbitrajului mondial. Am luat categoria A și la CATA și la CUMIT, asta înseamnă cel mai mult. Aveam la nivel european, dar la nivel mondial încă nu primisem o astfel de distinție. Pentru că până ajunge la ea sunt încă 4 categorii care sunt greu de depășit. Asta experiență, m-a dus undeva la mijloc, acolo unde este Cansa, arbitru central. A fost bine și una peste alta, medaliile, palmaresul și rezultatul pe care l-am obținut, eu cred că este mai mult decât îmbucurător pentru ceea ce ne așteptam. Da, la acest campionat, ca de altfel și la celelalte competiții, copiii sunt însoțiți de către părinți sau mergeți singur în competiție cu ei? Pentru faptul că ei sunt foarte mici, grupa 0 sau clasa 1, clasa 2, clasa 3, e foarte greu. Pentru că îmi dau seama că este o responsabilitate foarte mare ca și antrenor. Și dincolo de acest lucru, fiecare copil are tabietul lui. Trebuie să știi, să-l ghicești, să-l înțelegi.
așa cum este și dragonul Răzvan, un copil cu niște calități deosebite, dar care, nu știu, are o chestie de a nu se mobiliza atât cât trebuie la o finală de campionat. Și anul ăsta a participat, inclusiv la campionatul mondial, și a rămas undeva pe locul 6 sau 7 la proba de kata. Surprinzător, nu? A fost și colegul lor care, iarăși la prima participare, e vorba de Dragoș Ștefan Nicu, a mers foarte bine. Cu toate că a plecat dezamăgit, eu n-am nicio echipă, una peste alta, ținând cont de numărul de participanți, a evoluat și el foarte, foarte bine. Sunteți mulțumit de cum s-a desfășurat acest campionat, de modul cum au evoluat elevii dumneavoastră? Da. În primul rând, sunt mulțumit pentru că probele la care au fost ei și categoriile de vârstă au avut un număr foarte mare de participanți. Asta a însemnat multe meciuri pentru a ajunge în vârf. Ca și la Copii 1, acolo unde și Marcu Gianni, am greșit, a participat și el, fiind o competiție foarte puternică, n-a reușit decât să treacă de primele faze. Una peste alta, eu consider că acești copii sunt minunați, părinții lor sunt deosebiți, pentru că investesc în acești copii, nu înseamnă decât partea financiară și partea de a te realiza în viață, important sunt ei, pentru că fără a investi în ei nu poți avea nimic în viitor. Sănătate, disciplină, seriozitate, maturitate înainte de vreme, cam asta îi caracterizează pe acești copii. Ca drept dovadă, ea va pleca, nu? La facultate, la Academia de Poliție, Victor merge tot către partea superioară. Eu cred că sunt niște lucruri. Ce clasă sunteți voi? 12. Nici nu vreau să mă gândesc ce vă aștept anul acesta. Da, pentru că ei, datorită rezultatelor pe care le-au obținut în ultimii ani, automat vor fi acceptați de către facultățile de educație fizică și sport în urma performanțelor obținute. Rămâneți în țară? Da. Ea, dacă merge la academie, nu poate să rămână decât în țară. Sper ca și după ce va lua la această facultate să continue, pentru că, nu știu dacă se știe, în Slatina, colegul nostru și coleg de generație, e vorba de Madoto, este șeful catedrei de educație fizică și sport de la Academia de Poliție. Sunt convins că cu ajutorul lor, lui și al celorlalți profesori de la facultate, să pot să obțin aprobarea de a participa la campionatele naționale, europene și mondiale din anii în care va fi student. Sper din tot sufletul să devină student la aceste facultăți. Da, asta înseamnă o pregătire intensă. Da, hai să-i dăm microfonul, că altfel nu cred că ne auzim acasă. Spune-mi despre ceea ce îți dorești tu. Din clasa 8-a îmi doresc să dau la Academia de Poliție. Făcând sport de atâta timp, am zis că să încerc și de ce nu. Este destul de greu, mai ales cu pregătirile sportive și cele teoretice. Sper să intru, să am noroc să intru la această facultate. La ce liceu ești tu? La Radu Greceanu. Da, și ea face pregătire de vreun an de zile deja pentru probele sportive care sunt la Academie, nu? Da. Și dincolo de proba sportivă trebuie să tragă tai la ceea ce înseamnă disciplinele scrise. Da, la istorie, gramatică și engleză. Da, din câte știu ați avut elevi numai la Greceanu. Nu. Ați avut și la alte licee? Da. Categoric. Minulescu este unul din liceele cu, să spunem, un palmares vis-a-vis de clubul meu foarte mare. E vorba de Voicu Victor, care este în momentul de față elev la Minulescu. E vorba de Voiculescu Liviu, care acum este primar la una din comunele din Slatina. E vorba de Voiculescu Cecilia, sora lui. Frații David, care unul e arhitect, altul lucrează în imobiliare. Până la urmă, deci ideea sunt că ați avut din peste tot, da. Și din metalurgic, foarte bune din, da. Din respectiv secția de Kempe, unde sunt campioni deja naționali, e vorba de metalurgic, Iptapa și de la Agricol. Nu sunt licee strict, merg decât la Greceanu sau merg decât la Minulescu, pentru că ei sunt. Nu. Sunt copiii, vin de la orice liceu, de la școli profesionale, liceu cu program sportiv,
Da, e vorba de... Iar la Kempo am avut de la liceu cu program sportiv. În momentul de față, un sportiv care din motivele lui sau ale părinților n-a participat, Struileasa Mădălin și Struileasa Andrei, Struileasa Mădălin este la liceu cu program sportiv. Celălalt mic este coleg cu el, cu ei la școala 8. Am de la școala 2, de la școala 5, de la școala 8, de la școala 7. Sunt copii de peste tot. Chiar de peste tot. Surprinzător vin din toată Slatina. El este elev la Minulescu, Maxim Sorin. Deci am copii care vin de la gară, vă spun la modul cel mai sincer, din zona gării, din zona lui Steaua, exact de la sensul giratoriu, vin în fiecare seară cu părinții. Cei care sunt deja mari nu mai au nevoie de suportul părinților și vin activ. Antrenamentele de la ce ore le aveți? Așa cum se știe, seara de la 19:30 la ora 21, pentru că nu se poate mai devreme. Au școală, este o activitate extrașcolară prin care se caută aducerea copilor într-un mod organizat. Nici eu, în momentul de față, n-aș avea timpul necesar să pot face mai devreme, pentru că sunt profesor de sport și asta mi ocupă destul timp. Familia care, cea mică, este... Trebuie să vă împărțiți. La mine e zi lumină, așa cum am spus, dimineața de la ora 6:30 până seara la 21 am zile în care ajung acasă pentru o jumătate de oră și plec iarăși. Asta e. Dacă nu te implici, dacă nu te sacrifici, nu poți să obține absolut nimic. Nimic nu este gratis. Da. Felicitări pentru tot ceea ce faceți și dumneavoastră ca antrenor și elevilor dumneavoastră. Mult succes pe viitor și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumim și noi pentru invitație. Le mulțumim și telespectatorilor noștri pentru că ne-au urmărit până la această oră. Le dăm întâlnire și mâine. Până atunci, toate cele bune și o zi frumoasă cu mult soare în suflet. La revedere!